Bărbatul de 45 de ani din orașul Rovinari, care a omorât cu mașina doi soții pe o trecere de pieton din Târgu Jiu, a scăpat de închisoare. Cât mai avea de stat după gratii șoferul vinovat și de ce a fost eliberat, ne spune colega mea Loredana Sava. Loredana, te ascultăm! Bun găsit! Sentință favorabilă pentru șoferul care a spulberat doi soți pe o trecere de pieton din Târgu Jiu la începutul anului trecut. Inițial, acesta a primit arest preventiv până în septembrie 2017, când magistrații au dat sentința finală de 2 ani de închisoare cu executare. La sfârșitul lunii octombrie anul acesta, șoferul vinovat a fost eliberat din închisoare de magistrați înainte cu un an de a-și ispăși pedeapsa pentru faptă comisă. Grav este că expertiza tehnică a arătat că șoferul inconștient circula cu o viteză de 3 ori mai mare decât limita admisă în zona în care s-a produs accidentul mortal.